Auzi? E clar, așa începe emisiunea. Așa începe emisiunea. Un super interviu. Prima întrebare pe care ți-aș adresa-o ar fi: dormi cu sau fără șosete? Fără șosete. Serios? Da. Dormi mai degrabă? Tu dormi cu șosete? Cu șosetele lui. Și mai mari. E face fluffy fluffy la... Face fluffy fluffy la... Da. Întrebare pentru tine. Te rog. Cum îl împaci în cazul în care îl superi? Îmbrăcată sau dezbrăcată? Prin telefon. Iată ce face... Și Jador și Moroșan au răspuns la un asemenea B-interview, așa se numește. Să-l vedem, ca să învățăm și noi câte ceva. Când spui Moroșan, o spui? Când spui Moroșan, spui? Foame. Nu, mă, nu, este obișnuit să fie plău mereu. Forță. Când spui Jador, spui? Sex symbol. Bă, bă! Mereu îmi spune așa, dar nu știu. Bă, nu mai spune bă, Moroșa, că nu-mi place, mă simt... Un țărănuș. Așa. Ce aștepți cu nerăbdare când vine noaptea? Eu? Orice bărbat se gândește direct acolo. Dacă tu îmi pui întrebarea asta, ce aștepți cu nerăbdare? Normal. Da, mă, sunt și eu bărbat, e normal. Nu vrei să zic, să la televizor mă distruge mama după aia aici, mă. Tătuțule, a bine noaptea, o sică de vin roze. M-a învățat tovarășul meu. O beau liniștit, mă la sau la TV și adorm ca un îngeraș. Ca bătrânii. Da. Bă, stai mă, stai un pic. Bă. Da, bă, ai zis că ești masculul alba. Păi stai mă, n-ai și tu soție mă, ce-i zici? M-am săturat de-a. E prea corect, eu pară la rău. Fața lui Moroșan când se enervează. Fața lui Jador când se enervează. Bă, bă, ești prost? Stai, Moro, fii atent. Ce se? Când te cerți cu cineva rău, spargi sau arunci? Sparg. N-ai idee câte telefoane am spart. Mamă, nu trebuie să zic asta, băgată și mă distruge mama. Arunc, dar n-arunc în persoana respectivă, arunc în pereți. În pat, unde preferi să dormi? În stânga sau dreapta? Ce treabă are să dorm în pat? Important este să dorm unde trebuie. M-am trezit, dar nu la mine în pat. Nu știu cum o cheamă, dar cred că o plac. Tătuțul în dreapta. Stai, băi, ce e în starea asta cu dreapta? Nu înțeleg. Băi, nu-i bun recărește. Eu când dorm în partea dreaptă, nimeni nu-mi ia partea mea dreaptă. Și dorm la exit, adică dorm la ieșire cu... Mergi morul la... Bă, tati, eu dorm... Auzi, stau și mei! Bă, da, unii partea dreaptă? E aici. Sunt șobolă la mea. Nu! E partea mea! Dacă ar fi să rămâi cu un singur simț, auzi, văzi, miros, gust, pe care l-ai alege? Mirosul n-ar fi așa, vederea și auz, vederea e vedere, dar auzul nu mai poți să cânt fără. Aud văzul, măcar să văd, dacă nu pot să miros, dacă da, nu pot să gust. Vederea e altceva. Împăcare dezbrăcat sau îmbrăcat? Întotdeauna când se supără muierea, trebuie să o împaci cum trebuie, bro. Că vrei tu și că vrei tu să fii diplomat ca moră și să zici cu vinul că se bagă la somn. Nu, tată, trebuie să treci la treabă, că altfel se supără mai rău. A doua zi, să vezi, nu mai știi nimic. Eu nu înțeleg femeile astea, o să moară ce fel de mai trebuie. Bă, pe bune, e supărată mama focul și dimineața după ce e împăcarea aia care este necesară în orice cuplu. Își face și micul dejun și cafea dacă vrei. Împăcare îmbrăcat. Eu cred că îmbrățișare este cea mai este îndeajuns și transmite foarte multe lucruri pozitive, extraordinare. Da, vreau să vă zic că... din punctul lui Moroșanu de vedere, din punctul lui Moroșanu, stai mai mare de... Din punctul lui Moroșanu de vedere, este foarte normal și mi se pare deontologic să nu te dezbraci. Cum să te dezbraci în fața unei femei sau să faci ceva?
este inadmisibil. Bă, am înțeles că ți-ai deschis academie și că ești un om serios, dar uneori ești prea serios. Am început să mă, dar așa simt eu, așa o îmbrățișare, așa, și o iubire pe care o trasim. Îți dai seama ce trist e. Da, mă, îți dai seama. Georgiana lui, nevastă asta. Ce talent n-ai, dar ți-ai fi dorit mereu să ai. Ce talent n-am eu? Dar ți-ai fi dorit să-l ai? Să fiu băiat de bogat. Păi talent, talentul tine aș la Dumnezeu. Ce să-ți dea ții Dumnezeu? Ce talent să ai? Nu știu, mi l-a dat pe tate. Eu mi-aș fi dorit să am darul de a cânta. Mi-aș dori foarte mult să cânt, fără că te iei, mă jur. Nu crezi? Mar doi sunt, rutător sunt, am fost, așa. Ce piesă asculți atunci când suferi? Eu ce piesă ascult când suferi? Sigur nu rock-ul ăsta. Băi, deci mi-a pus o melodie cu una. Bă, nu te mint. Știi cum cânta? Tu cu lume. Ce ai, bă? Bă, e frumoasă, mă, melodia asta, mă. Da, ce mă, mie. Eu cantat pe ea ceva, nu știu ceva. Aveam vaca mea făcea așa. Fraiero, fraiero, fraiero. Atât. Eu ascult foarte multe balade rock, Scorpions, ce mai mult îmi place. Nu, zi eu și pe aia. Hai, o ascult când sunt vesel, mă. Când dai din gap, așa. Ce-mi imaginezi, Moroșanu? Băi, orice melodie îi pui lui Moro, e bune. Orice melodie îi pui, nu. Îi pui rock, îi pui horii. Îi pui sârbă, orice vrei tu, mă, dansează pe orice. Manele, n-are treabă, orice îi pui tu, ascultă. Dacă îi pune, îi pui rocul ăla, da, brother, da. Asta e, asta e melodia. Și mai cântă și în engleză. Mai cântă și în habar n-are. Dacă l-auzeai cum vorbea cu dominicanul, ia pe acolo, yes, my brother, yes. Sure, sure. Exact ca tine. Dacă îți spune omul o piesă rock, doar tu înțelegi, tu ești cu Moroșan. Păi da, dar nu chiar. Merge și vara în care m-ai găsit. Am fost atât de fericit. Nu? Nu. Nu? Bine. Ok. Nu, că... N-are sens. De ce, să plângi când poți să nu plângi? A, păi nu, că nu mai plâng. M-am potolit. Da? Da. S-a trecut? Da cum? Cât să... Da, că, yeah. Care a fost, sau care este, da, piesa pe care atunci când o auzi... Indiferentul de n-am iubit pe nimeni holograf. Deci cum intră piesa asta, încep să plângi. Da. Alinuța, hai să căutăm, mă, până în pauza. Și mai e, mai nu, e vreau una... să exersăm, să vedem. Nu, dar n-are sens. Vreau să văd. Nu. Și nu? Mai e Dust in the Wind, dar cântată de Felicia Filip. Mai nenorocit, deci colegii mei și-au bătut joc de mine o viață. O aduce-o pe Felicia Filip. Eu eram pe... ce frumos! Da, Felicia Filip, hai să interpretăm și noi ceva. Și începea să cânte și atunci eu mă băgam sub o masă și începea să... E bine să ai telefonul la tine întotdeauna. Hai, mă, nu. Nu, doar vreau să caut și eu să știu cum e. Hai, mă, să ne veselim și noi. Dar ce plângi la primele acorduri? Doar, ce rost are, eu plâng înainte de primele acorduri ca să fiu sigură că-s plânsă. Asta, abia asta e magie, să plângi înainte de... Dar cum a zis Felicia Filip? Dar ce-s proastă? E ceva în engleză, că o găsesc. E ceva hurting, hurting. Hurting, 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 hurting